Dumnezeu, dragi pinci, pici și părinți. 101 de povești și fabule pentru copii sunt în așteptarea voastră. Și de data aceasta, cu povestea Leul, Hiena și Vulpea. Este o adaptare din folclorul african. Într-un ținut sălbatic trăiau trei prieteni. Leul, care era cel mai puternic din toate animalele. Hiena, care râdea mereu pentru că se credea mai vecleană decât celelalte animale, și mica vulpe tăcută, care era cu adevărat cireată. Într-o zi au capturat o maimuță, un iepure și chiar o gazelă. Leul îi spuse hienii, astăzi tu vei face împărțeală. Ha, 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 râse hiena. Așadar, iepurile merge la vulpe, maimuță la tine, iar eu voi mânca gazela. Leul ridică o labă și, poc, cu o lovitură, o făcu să zboare atât de sus, încât ecoul, ha, 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 se aude și acum undeva departe. Acum încearcă tu, vulpe, îi spuse leul. Greșesc sau e timpul pentru micul dejun? Întrebe ea. Nu greșești, îi spunse leul. Atunci uite, maimuța cu unt și marmeladă la dejun. Pentru prânz vei avea gazelă cu cartofi prăjiți și iepuri cu ciocolată la desert. În fine, dacă ai să vrei, ai putea să-mi dai și niște resturi mie. Dacă va rămâne. Bravo, zise leul. Cum ai decis să hotărăști atât de înțelept? Simplu, m-am gândit la zborul hienei. Cine tot ce-a fost mai deștept și viclean aici? Hiena sau vulpea? Desigur, vulpiță. Iată așa și voi, luați seama, la împărțeală. Pa, pa!